Salut! Sunt Robert și în filmulețul ăsta vreau să vă spun o chestie interesantă pe care am remarcat-o. Eu am două pisici. V-am mai vorbit într-un filmuleț pe aici despre ele cu chestii. Dar, și probabil că le-ați și văzut unii dintre voi, l-ați văzut când treceau pe aici prin spate, când am mai filmat. Am o pisică neagră și una tărcată. Una tigrată. Da? Și ce am remarcat este că pisica neagră preferă să stea în locurile închise la culoare. De exemplu, aveam o geantă care era neagră și era pusă pe aici pe undeva când veneam eu din delegație, pentru că e o geantă mică pe care o folosesc de obicei când mă duc în delegație, ăla era locul ei preferat, pe geanta aia. De ce? Pentru că era neagră. Mai avem niște cutii dintre astea, gen cușcă așa pentru ele, negre. Aia neagră e tot timpul acolo băgată în ele. Celălalt tărcat, celălalt tigrat, cealaltă pisică, preferă locurile, adică nu preferă locurile negre, preferă locurile astea cu mai multe culori. Gri, locurile care sunt... Deci, cumva ele și-au dat seama, și asta e chestia interesantă, și-au dat seama că cea neagră că ea e neagră și percepe chestia asta, adică percepe faptul că ea este neagră. Deci are cumva o percepție de sine, o percepție de, adică o percepție a sinelui și a culorii și a... Adică e o chestie foarte interesantă din punctul meu de vedere și celălalt, la fel, a perceput chestia asta și pentru a se face cât mai puțin văzut, preferă locurile alea care se aseamănă cu culoarea lui și care sunt în acela. Și asta e o chestie foarte mișto pentru că înseamnă că animalele astea au o percepție a sinelui. Au percepția faptului, a modului în care ele există în lumea asta. Asta interpretez eu. Și e un pic greu să crezi asta, adică un pic, pentru că asta e o chestie a oamenilor, să zic, mai degrabă. Deci o chestie a, cum să spun, a percepția de sine. E o chestie a oamenilor dotați cu inteligență. A ființelor dotate cu inteligență. Și pisicile au inteligență, pentru că e clar că sunt foarte inteligente, la fel ca și câinii. Numai că pentru mine a fost o constatare interesantă să-mi dau seama că ele percep culoarea și percep modul în care ele sunt în lumea asta și modul în care pot să folosească diverse chestii din lume, din lumea înconjurătoare, ca să fie... ca să le ajute, probabil la vânătoare fac chestia asta, adică probabil că în momentul în care vânează, chestiile astea le ajută foarte mult. Cam atât vreau să spun, dă click pe subscribe și pe clopoțel, te anunț eu tocmai pe filmulețe pe aici. Mulțumesc, la revedere!